n-am ce face, ne luptăm cu lumea asta rea. O să mă învăț astăzi cum să vă răciți berea foarte repede. Extrem de repede, incredibil de repede. Aveți nevoie de, așa cum bănuiți, bere. Gheață, sare și un recipient. Vas, oală, cum îi zice la noi aici. Cum îi zice, mă, la oală în Maramureș? Oală, gata. Nu, frate, este ăla, lipideu. Este, mă, o denumire la oală. Bailing. Valau. Cum ziceți, mă, cum? Vigian, vigere. Nu zice Ilie Găleată. N-avem de remire Maramureș. Nu poți să zici Bailing, mă. Cratiță. Nu e cratiță. Dă-i înapoi în hamac. Și tu du-te de aici, că filmezi și se înregistrează tot ce spui. Pleacă de aici. Tu ne-ai întrebat. Ok, o să vă arăt. Foarte important să aveți foarte mare grijă. E foarte important să aveți foarte mare grijă. Bun. Apa o să ajungă la o temperatură foarte joasă. S-ar putea să vă degere mâinile. Gedere degetele. Degere gedetele. Degetelele degetelele. Ceva. E foarte rece, deci aveți grijă că poate vă degeră degetele. Gedetele. Auziți-mă cum se bucură berea. Serus, dragilor. O, ce rece. Îți jur ce rece-i, mă. Jură pe ăla care a rece. Ar avut ideea. Cine a avut? O, drăznic. Bă, jur.